Bună seara, stimați telespectatori, bun găsit la emisiunea Educația, prima ediție în noua formulă. Suntem într-o ediție mai culturală, așa, pentru că o să vedeți că școala se face și în alte spații, nu neapărat doar în spațiile școlare, muzeele, casele de cultură și multe alte spații oferă cultură. Putem să aflăm multe alte lucruri despre actul de cultură în general și despre ce se întâmplă la Târgu Jiu în aceste zile, de la domnul Albinel Firescu, șef de secție în cadrul Muzeului Județean, căruia îi spunem bun venit în emisiunea noastră. Bine v-am regăsit. Da, chiar de curând am avut o expoziție la Muzeul Județean, o expoziție cu alte două importante muzee din țară, Muzeul din Baia Mare și Muzeul Național din Iași, Palatul Culturii, unde putem spune că exersăm o formă de educație asupra spectatorului, asupra vizitatorului, asupra celui care vizitează și vede exponatele, prin metode de expunere, unele să spunem inedite, în așa fel încât sugestia, o expoziție bazată pe sugestie, să-i creeze vizitatorului imaginea unui ansamblu. În acest sens, era vorba despre expoziție Sat și societate și viziunea despre satul românesc în ultima sută de ani. Evident, discuția s-a extins și atunci am putut identifica mai multe căi prin care putem crea inclusiv sugestia unei permanențe a satului românesc chiar și în zilele noastre. Ceea ce cumva există, chiar dacă satul românesc contemporan păstrează tot mai puține elemente din tradițiile de odinioară. Le găsim mai mult, din nefericire, în spațiile muzeale și aici la Gorj aveți cu siguranță meritul de a păstra prin Muzeul de la Curtișoara, chiar și prin Muzeul de Istorie, chiar și prin acțiunile care le faceți, păstrați vie această tradiție și iată că ați dus-o și mai departe, pentru că vorbind de această expoziție care s-a deschis la Târgu Jiu și care va rămâne mai mult timp, vorbim de satul tradițional pe cele trei mari provincii românești. Pentru că, cu siguranță, Gorjul, ce are Gorjul mai în tezaurul acesta, reprezintă și Oltenia și Muntenia, deci tot sudul, Maramureșul adună tot Ardealul și, bineînțeles, Iașul adună toată Moldova. Cu siguranță, mai cu seamă Iașul și capitală culturală și la anul 1917, evident, capitala țării. Deci, celebrăm cumva centenarul prin această expoziție. Este o expoziție dedicată reunirii sau reunificării României. Nu era vorba doar despre în sine despre o discuție asupra formei în care se află satul în zilele noastre în diferite regiuni istorice, ci anume am dorit să deschidem un dialog pe regiuni istorice, un dialog pe care l-am mai avut cumva într-o altă formă, spre exemplu prin paralelismul între arhitectura din Maramureș și din Gorj, pe bisericile de lemn și mai ales pe stâlpi și porți. Dar dincolo de lucrurile astea pe care le-am avut în alte dăți, acum am vrut să avem o discuție despre satul românesc ca model, ca model identitar și să vedem ce înseamnă el din punct de vedere social. Până la urmă, titlul expoziției Sat și societate poate să fie ușor o licență poetică. Până la satul în sine reprezintă și societate. Este o formă de societate, dar
Pe de altă parte, nu m-am gândit atunci când am conceput acest titlu, nu m-am gândit la tipul acela de societate a satului, de tip sat, ci la o societate modernă care s-a construit și s-a conceput prin agregarea diferitelor tipuri mici sociale, acele sate și care au rădăcina străveche dincolo de acel, cum spune inclusiv cuvântul latinesc, fossatum, care atestă evident rădăcina străveche. Și atunci am venit să avem o discuție despre instituții ale satului de altă dată, care au realizat un transfer de personalitate, un transfer de regim juridic către sat, către stat, efectiv către agregarea statală. Așa, și despre modele din lumea satului. Când spun modele din lumea satului, mă refer la axele vieții cotidiene din lumea satului, pornind de la arhitectură și până la marile ritualuri din viață, naștere, nuntă, înmormântare și, evident, ritualurile de peste an, cele cu ierarhie socială, de la sfatul bătrânilor până la hora satului. Și atunci, pe aceste componente, am propus etalarea lumii satului în acest context și derivarea lui cumva în formatul artistic. Ce s-a întâmplat, cum a fost reprezentat mai târziu în artă, chiar și în literatură, da? Și atunci vedem dacă nu cumva se ridică această întrebare că satul, odată cu slăbirea instituțiilor sale, ca formă socială, poate crea un efect, un principiu domino și asupra agregării statale. Cu siguranță acest eveniment cultural care a pornit cu luni în urmă și a avut deosebit succes, așa cum spuneau invitații care au fost și ieri la Târgu Jiu, a avut un succes deosebit și la Baia Mare și la Iași, unde s-au strâns peste 4.000 de vizitatori pentru această expoziție. Într-o singură lună. Cu siguranță, eu cumva sunt curios dacă vă veți reuși și aici la Târgu Jiu să băteți recordul și dintr-un alt motiv. Doar la vernisaj, o să vadă telespectatorii puțin mai târziu, a fost foarte multă lume. Deci dacă am pornit așa, deci deși e o perioadă de vacanță, cu siguranță lumea va veni. Vor veni turiști și poate vor veni și copiii în vacanță, pentru că vorbeam de educație. Și trebuie să înțelege un lucru, că una din instituțiile fundamentale în educația copiilor trebuie să fie muzeu. El nu trebuie să lipsească, e adevărat. Și să nu fie static. Da. Tânăra generație are alte, să zicem așa, repere culturale, cu ghilimele de rigoare, dar acolo unde rolul cadrului didactic, și nu contează aici că este de istorie sau de altă specializare, este un rolul cadrului didactic este important, se vede și copiii respectivi ajung și la muzeu, pentru că este un element, trebuie să ne cunoaștem identitatea ca să mergem mai departe. O să continuăm discuția noastră, însă o să rog colegii din studio să dăm drumul la imaginile filmate ieri cu prilejul inaugurării și o să discutăm după aceea, să tragem concluziile de rigoare. Suntem împreună cu domnul Victor Munteanu, directorul Muzeului Etnografic al Moldovei din Iași, care ne va spune câteva cuvinte despre acest eveniment cultural care se desfășoară la Muzeul Județean Alexandru Ștefulescu din Târgu Jiu. Bună ziua, bine v-am găsit. Este ultima etapă, dacă mi este permis termenul, dintr-o serie expozițională la care au participat trei importante muzee etnografice din țară: Târgu Jiu, Baia Mare și Iași, trei zone diferite. O expoziție intitulată Sat și societate 1918-2018, evident, făcută sub auspiciile centenarului Marii Uniri. O expoziție și un proiect cultural a cărui idee a pornit de aici, de la dumneavoastră din Târgu Jiu. Domnul Albinel Firescu a fost cel care a lansat provocarea undeva în urmă cu aproape un an. Un demers care nu este ușor, pentru că a reuni și a pune de acord specialiștii din trei zone atât de
distanțate geografic până la urmă în țară, dar și cu un patrimoniu extrem de particular, chit că în esență ele îmbracă aceeași forma românității tradiționale. Un proiect care, iată, se încheie aici la Târgu Jiu. Sperăm noi să aveți parte de foarte mulți vizitatori. Ceea ce vă pot spune în timpul expoziției de la Iași, care a stat aproape 2 luni de zile, au fost un pic peste 4.000 de vizitatori au vizitat această expoziție. Și cel mai important câștig este pentru publicul vizitator, că el este stăpânul până la urmă al nostru, al celor care ne ocupăm cu aceste demersuri. Cel mai important câștig al acestui proiect cultural a fost faptul că consumatorul de acest tip de artă tradițională a fost pus în fața unor similitudini atât de evidente și atât de ușor de recunoscut și de către profani, nu doar de către specialiști. Suntem împreună cu doamna etnolog Janeta Ciocan și vorbim despre evenimentul cultural desfășurat la Târgu Jiu în aceste zile. Îmi pare foarte bine că am ajuns în sfârșit și aici. Ideea pe care domnul Albinel Firescu a avut-o anul trecut a prins viață în primul rând la Iași, după aceea la noi în Baia Mare și iată-ne la dumneavoastră în Târgu Jiu. Ceea ce pe mine mă încântă, după o experiență de vreo 46 de ani în muzeografie, faptul că până acum eram convinsă că obiectele muzeale sau același obiect muzeal poate să îmi folosească la a expune o serie de idei din domenii foarte variate, ale culturii populare, bineînțeles. Dar iată că de această dată aceleași obiecte, aceeași idee, am putut să o expunem în trei scenarii minunate, fiecare altfel și totuși cu același rezultat. Mi se pare că muzeul dumneavoastră a excelat, pentru că aici spațiul a fost extraordinar de generos și ne-a permis să ne desfășurăm și să ne punem imaginația la lucru ca să putem să prezentăm ceea ce am dorit așa cum trebuie. Și eu zic că am reușit și este omagiul pe care noi, cele trei muzee din cele trei zone diferite ale României, l-am adus satului tradițional românesc la 100 de ani pe care îi împlinește țara noastră. Suntem împreună cu domnul Adrian Tudor, viceprimarul municipiului Târgu Jiu. Ce impresii s-au creat după vernisajul acestei expoziții? Aș începe întâi prin a invita gorjenii să vadă această expoziție, care este într-adevăr deosebită. Și să felicit Muzeul Județean de Istorie Alexandru Ștefulescu, echipa de aici, care a reușit să adune cele trei mari provincii românești la un loc, prin aducerea colecțiilor din Transilvania, Moldova și, bineînțeles, țara românească. Impresia e, vreau să vă spun că și acum sunt emoționat văzând că aveam nevoie de Marea Unire, pentru că simbolurile din portul tradițional sunt aproape identice și cu cele oltenești, cu cele din nordul Transilvaniei, cu cele moldovenești. Deci iată încă un argument că România Mare, visul acesta de a avea România Mare era o normalitate. În al doilea rând, având în vedere că portul nostru tradițional este ancora pe care o avem în aceste meleaguri binecuvântate de Dumnezeu, pentru următorii 100 de ani trebuie să nu le pierdem. Și generația noastră trebuie să-și propună un proiect de țară. În primul rând, a păstra, a conserva și a promova aceste valori autentice, care au o valoare internațională fundamentală. Să ne gândim doar la ce a făcut Marele Brâncuș, urmând aceste simboluri arhaice ale gospodăriei țărănești,
a dat un moment zero în sculptura modernă la nivel mondial. Deci iată că avem o carte de vizită, avem cu ce să ne recomandăm, suntem aici de mai bine de 2000 de ani și expoziția asta nu trebuie să rămână doar în spațiul Carpato-Danubiano-Pontic. Avem astăzi o expoziție care reunește aici trei regiuni, trei mari muzee. Scuzați lipsa de modestie pentru Muzeul din Târgu Jiu. Două mari muzee, Muzeul din Baia Mare și Muzeul Național din Iași, excepționale. Aparțin tuturor celor trei muzee și au fost itinerate pe rând în fiecare dintre cele trei zone. Expoziția Sat și Societate, 1918-2018, medită să aducă un omagiu sau de fapt să fie o aniversare centenarului Marii Uniri de după războiul de la 1916-1919, domnule profesor, așa cum apare de fapt pe toate monumentele noastre. Nu voi spune mai multe de atât. Doamna director Monica Mare, vă rog. Vă mulțumesc, e o mare bucurie să fim astăzi aici, să fim parteneri în acest proiect cu aceste două muzee importante ale țării. Mi-am dorit să ajung la Târgu Jiu, mărturisesc că este prima dată când vin aici și am regăsit cu bucurie faptul că nu doar în această expoziție vedem elemente comune, similitudini regăsite în portul popular, ci și în arhitectura și în forme de relief pe care le-am văzut astăzi în împrejurime pe care am avut bucuria să le vizitez. A fost un demers inedit, un demers îndrăznesc pe care am încercat noi împreună cu colegii de la Iași și de la Târgu Jiu să-l realizăm, dar un demers care, spun eu, a fost un succes. Vizionând în așteptarea deschiderii expoziției imagini de la celelalte două vernisaje pe care le-am avut la Iași și la Baia Mare, mărturisesc că m-au încercat iarăși niște emoții plăcute și am văzut că, într-adevăr, a fost un proiect de succes pe care sper să îl continuăm, nu neapărat forma aceasta a portului popular, noi mai avem în colecțiile noastre și alte elemente de patrimoniu, alte obiective de patrimoniu și dacă 2018 este anul european al patrimoniului cultural și sloganul este patrimoniul acolo unde trecutul întâlnește viitorul, aș spune că este important să continuăm aceste demersuri pentru viitor. Vinovatul, până la urmă, dacă este să privim mult mai mult în timp, este doamna Veneta Ciocan. Acum 10 ani a adresat o invitație de a colabora și în 2008, în ziua de bună vestire, și bună vestire s-a văzut a fi, am vernisat la Baia Mare expoziția Oltenia de lângă cer. Și am continuat cu diferite alte expoziții până în prezent. Acum avem aceasta de față, doamna Janeta, cercetător la muzeul reputat, recunoscut la muzeul din Baia Mare. Vă rugăm, aveți cuvânt. Vreau să vă spun că sunt deosebit de fericită. Poate într-un fel e finalul carierei mele de muzeograf. Sper să mai pot contribui la unele expoziții. Și faptul că am putut să organizez alături de colegii de la Târgu Jiu și din Iași această minunată expoziție ca omagiu adus satului tradițional pe care l-am studiat și în care am trăit cei 47 de ani de când am intrat și am luat contact cu arta populară, a fost pentru mine așa ca o cireașă pe tortul de nuntă. În același timp, eu aș vrea să atrag atenția asupra celor trei repere asupra cărora noi am hotărât să ne oprim. Este vorba de stâlcul, arhitectura populară, de costumul popular, atât de diversificat și în același timp atât de unitar, și textilele de interior prin aceste minunate povoare din cele trei zone. Sigur că în toată România, bărbatul în satul tradițional a fost numit stâlpul casei și de aceea hora
noastră din sala de mijloc e făcută numai din, este hora bărbătească și prezintă un costum popular, un bărbat și un stâlp. E adevărat, era stâlpul casei, dar în același timp acești stâlpi reprezentau, dacă este să ne gândim la gardul gospodăriei, antropomorfizați, reprezentau strămoșii care rămâneau în comunitate pentru a apăra derele. Iar în zona noastră, acei stâlpi micuți, antropomorfi, erau puși lângă pragul casei, tocmai ca o pavăză împotriva tuturor relelor care ar putea veni asupra acelei familii. Se și numesc păzitorii casei. Dar atunci când bărbatul era nevoit să își lase plugul și sapa și să pună mâna pe sabie, să plece să-și apere țara, să-și apere avutul, să-și apere membrii familiei, cea care rămânea cu toate cele pe umeri era femeia. Și la ea și-am avut parte de o primire extraordinară. Domnul Victor Munteanu ne-a acordat acolo o sală maestoasă pentru o asemenea expoziție. Ce vă pot spune? În urmă cu mai bine de jumătate de an am primit un telefon de la un domn care s-a prezentat, Albinel Firescu, pe care nu-l cunoșteam, pe care nu-l văzusem în viața mea și a propus această colaborare. O colaborare care mi s-a părut de la prima discuție extrem de interesantă, dar dificilă. Și am căutat, am polemizat destul de mult, cred că schimburi de idei au fost și cu colegii de la Iași și cu cei de la, cu toți cei implicați până la urmă. Ce vreau să vă spun și pe ce vreau să insist? Deci această expoziție, sau în această expoziție, Muzeul Etnografic din Iași nu și-ar fi găsit locuri fără insistențele domnului Firescu. Vorbim despre cele trei zone etnografice ale prezente în această expoziție, vă pot spune, le-am explicat unor copii din Iași, vizitatori ai acestei expoziții, dacă nu pot vedea legătura directă, dincolo de decor, de simbolurile care apar fie pe scoarțe, pe covoare, noi suntem obișnuiți să le spunem pe scoarțe, fie pe lemn, pe elementele de arhitectură, fie pe portul popular, să se gândească la organismul uman. Toți avem același ADN. Mici diferențe ne individualizează. Marele război a însemnat, de fapt, războiul țăranilor în uniformă. De aceea l-am invitat aici pe domnul Costin Scurgiu de la Muzeul Militar din Constanța. Vă felicit pentru această inițiativă, pentru că dați curs exact împlinirii acestei uniri. Într-adevăr, obiectele sunt asemănătoare. Obiectele sunt diferite. Simbolurile însemnau la vremea respectivă, când acele femei costrau la război, când stâlpii de care spuneați dumneavoastră erau la luptă și făceau față urzelilor marilor puteri de acum 100 de ani, erau lacrimi. În jurul nostru, bogăția aceasta care avem noi astăzi e făcută cu pasiune, cu durere, cu speranță, cu teamă, cu dragoste, dar în același timp cu mândrie. Pentru că bărbatul casei își făcea datoria. Datoria față de casă, de comunitate, dar mai ales datoria față de țară. Este greu după 100 de ani să vii, să povestești tinerilor de faptele de vitejie
din timpul războiului, dar vă spun că este mult mai greu să exprim starea și modestia celor care rămâneau acasă în spatele frontului, fie sub ocupație sau fie sub amenințare. Gândiți-vă că era o lumânare unde acele femei uzeau, dar clopotele nu mai băteau, pentru că nu mai existau în biserici. Pusă să redată jos, mai bine zis, aruncate din clopotnițe și erau duse la topit. Doamna profesor Mihaela Albu, cea care se ocupa de reabilitarea diasporii române de după 1944, intervenea în ceea ce privea personalitatea lui Vintilă Horia și readuce în fața noastră jurnalul unui țăran de la Dunăre. Multă vreme m-am gândit câtă importanță poate să aibă pentru noi jurnalul unui țăran de la Dunăre, până în momentul în care am dat cu ochii de o placă de marmură pe un monument al eroilor, pe care o avem pe pliantul nostru, unde harta României Mare este zugrăvită numai cu albile râurilor, de la Nistru până la Tisa. Și atunci zic, gata, noi suntem un țăran de la Dunăre. Și cred că mai multe simboluri și niște concluzii ne poate spune domnul profesor Ion Muncioi, profesor de estetică, profesor universitar. Domnule profesor, suntem onorați. Dragii mei, avem în față aici un patrimoniu cu valoare, să zicem, inestimabilă. Folosește acest cuvânt pentru alte lucruri de nimic. Dar aici e vorba de valori ale unui popor care a început o civilizație pe pământ, civilizația de la Dunărea de Jos, pe care o uită și istoricii, și etnografii, și alte specialități, care nu vorbesc despre profunzimea și rădăcinile acestui patrimoniu. E, această expoziție încearcă să prezinte, ea zice că e o expoziție de rang național, să prezinte elemente principale ale acestui patrimoniu cultural țărănesc, pur, care în același timp reprezintă rădăcinile neamului nostru. Prin el străbate toată istoria ulterioară, eroică de altfel, pornită întâi de la eroi țărani până la armatele superior organizate. Dacă i-am mai fi adăugat încă două domenii, acelea ale ceramicii, să zicem, și alte elemente ale artei populare specializate, care se păstrează și alte anumite ateliere de sculptură populară actuală, am fi întregit acest patrimoniu cu adevărat. Poate în viitor să aducem și asemenea elemente. Dar mă gândesc că ele sunt suprimite prin a treia sală de aici, unde de fapt este o sinteză a acestui patrimoniu care reprezintă și rădăcinile artei marelui Constantin Dinicuș. Revenim în studio, da, după cum ați văzut, un eveniment cultural de anvergură. Am văzut, practic, toți protagoniștii și cei care au spus câte ceva despre expoziție. Am văzut și o parte din exponate, să spunem așa, costume de pe toate cele, din toate cele trei zone, dar aflate în patrimoniu fiecărui dintre muzeile organizatoare. Cu siguranță. Tocmai în aceasta constă ineditul expoziției. Pentru că pe trei zone etnografice să reușești să creezi o îmbinare omogenă, în așa fel încât să reprezinți un sat românesc, nu pe excepții, ar putea spune cârcotașii, dar ar făcut omogen, dar pe excepții. Nu pe excepții, ci pe o regulă, în așa fel încât să fie totul cuprins într-o expoziție omogenă care să ilustreze satul românesc de pe o anumită coordonată geografică, și spun coordonată geografică referindu-mă
la pliantul expoziției, unde am venit în prim plan cu harta unei Românii desenată doar pe albile principalelor râuri. Și veți vedea o Românie rotundă de la Nistru până la Tisa și până la Dunăre. A fost o provocare, realmente a fost o provocare. Dar a fost și o uimire pentru noi să vedem cât de mult seamănă un stâlp de Iași sau de Botoșani cu unul de Gorj. Știam, a fost un avantaj faptul că știam o parte, cunoșteam, colaborasem cu Muzeul din Baia Mare și cunoșteam o parte a patrimoniului Muzeului din Baia Mare. Asta m-a ajutat cel puțin pe mine. Și evident, cred că și pe doamna Ciocan, și s-a creat o emulație în sensul ăsta. Pe de altă parte, dintre dificultățile, ca să spunem așa câteva lucruri și de culise, dintre dificultățile realizării expoziției, a fost faptul că nu am putut chiar întotdeauna să luăm ceea ce ne-am dorit. Unele piese erau prea mari, dificil de transportat, prea friabile și ar fi creat probleme. Și atunci a trebuit să găsim resurse să nu neapărat să improvizăm, să completăm ceea ce ne lipsea cu alte idei. Alte piese pe care nu le-am putut avea erau din zonele noastre și aparțineau, au căzut în patrimoniul altor muzee și ar fi fost foarte dificil, ca fiind piese de tezauri, spre exemplu, să realizăm cumva împrumutul acelor piese și deplasarea lor prin țară. Deci, până la urmă, expoziția a fost un inedit pentru toți trei, pentru toate cele trei regiuni. Și cred că este un pas de aici înainte pentru colaborări în lumea etnografică care să cuprindă mai mult nordul țării. Pe de o parte, pe de altă parte, este un pas în a redescoperi metode, mijloace de revitalizare a lumii satului, dacă, cum amintea domnul Tudor, ar trebui să discutăm despre un proiect de țară, păi ar trebui în primul și în primul rând, așa cum spunea reputatul Virgil Magiaru, să vedem ce avem de reformat după 1918. Și atunci cred că în primul rând un recensământ în sinea noastră ar trebui să mi-l facem, nu neapărat un recensământ propriu-zis, să vedem cât mai avem din țăranul de altădată, țăranul acela care la 1916 a luptat pentru pământ. A luptat pentru pământ, este așa cum am spus și atunci și revin, războiul țăranilor în uniformă, cu promisiunea împroprietăririi, cu dificultățile exproprierilor și despăgubirilor de după 1919, de după reforma agrară, nu doar legea agrară, reforma agrară care se realizează în etape, cât mai avem din acel țăran? Țăranul care suferă în perioada 29-33 pe criza de supraproducție, strămutările la oraș, realizările industriale incipiente prin acele stabilimente urbane și transferul țăranului la această formă de locuire, la bloc, până la urmă, da? Cât de mult mai este acel om țăran? Cum a înțeles el că pierderea proprietății este sinonimă cu desființarea existenței? Pentru că pierderea tradițiilor legate de munca pământului, printr-un regim de viață urban, a creat asupra acelui om un efect de handicap. Se reîntoarce, revine cumva în lumea rurală, dar nu mai are același statut. Și dintr-o dată, iată, după aceea, chiar dacă referitor pornind la o buclă cu temporală la criza economică din 33, da? Mai târziu, când este luat pământul după 48 și mai târziu, înțelege cu adevărat dimensiunea lipsirii de proprietate. Dimensiunea lipsirii de proprietate este dimensiunea lipsirii de libertate și deci de existență.
Da, interesant ce spuneți, însă avem și o altă problemă. Spuneam mai devreme faptul că, din păcate, începem să găsim aceste exponate doar între pereții unui muzeu, în valorile pe care, în comorile pe care le are un muzeu. Ce facem ca cei tineri să redescopere acest lucru, pentru că avem generația bunicilor, străbunicilor care au trăit perioada respectivă, avem generația bunicilor care deja au trecut prin colectivizare și au pierdut acest lucru, și generația părinților care sunt oamenii de la bloc. Ce facem cu cei tineri? Ei de unde îi luăm? Unii dintre ei au redescoperit, să zicem, ruralul, satul natal al părinților după 1989, mai mult. Dar e doar perioadă de vacanță sau ceva de genul, nu locuiesc acolo, sau chiar care s-au întors, sunt cumva, spuneați mai devreme, străini în acest areal. Și destul de secularizat, destul de rarefiat. E o mare problemă, e o mare provocare, pentru că, așa cum v-am spus, satul este celula fundamentală a statalității. De aici pornești și poți merge până la disoluția statală, da? Avem cu veșnicia, s-a născut la sat și spunem foarte multe cu aceasta. Sigur, nu doar Blaga, dar și alții mari scriitori români au evocat lumea satului. Uite, revenim la Arghezii, spuneam, am luat cenușa morților din vatră și am făcut-o Dumnezeu de piatră. E cât se poate de clară evidența satului românesc și profunzimea lui. Vorbim despre implicarea unor elite sau mai degrabă crearea unor elite acum. Dar să știți că procesul nu este direct proporțional. Distrugerea elitelor nu este direct proporțională cu crearea lor. Cred că în timp durează mult mai mult. Avem în pliantul respectiv o imagine, o fotografie, document cu o horă la care participa Aretia Tătărescu, Sanda Tătărescu. Să nu uităm să menționăm că acel complex arhitectural pe care îl avem la Curtișoara este de fapt o donație a Sandei Tătărescu, valoare de câteva miliarde. Și atunci ne punem întrebarea, ce au făcut acei oameni ridicați până la urmă tot din lumea satului? Cum au putut și cum pot să prețuiască niște lucruri? Erau la acea oră îmbrăcați în costume populare. Și Aretia și Sanda Tătărescu. Vorbim despre o lume pe care poate ne e greu să spunem că o parte acelei lumii nu mai regăsim sau nu înțelegem. Știți cum este? Și costumul popular de acum nu mai este același de altă dată. Cel de acum este de manufactură, este produs de cineva. Acelălalt reprezenta în sine fiecare persoană în parte. El reprezintă, duce cu sine o individualitate, reprezintă în mod clar acea femeie, acel timp dinaintea căsătoriei sau de după căsătorie sau când a fost făcut, timpul respectiv nu este un timp oarecare, este un timp al creației și este un timp spiritual. De aceea costumul de altă dată emană acea are în profunzimea lui acea frumusețe. Și acum sunt plăcute, dar nu știu dacă pot exprima atâtea lucruri. Una este când este făcut la comandă, da, revin, și alta este când poartă emblema creatorului. Am avut, deci, atâția creatori. Citim arhivele Olteniei și cu surprindere vedem că în perioada 1936-37 poate și mai târziu avem sate cu sute de olari, sate cu sute de țesători, de exemplu spre Bărbătești, de păr de capră. N-avem niciunul acum în Gorj. De olari aproape extins. Cum vom reuși să le repunem pe picioare? Nu știu, poate nu. Oricum, mijloacele cu care lucrează lumea satului de acum sunt cu totul altele față de altă dată. Ne uităm pe nomenclatorul meserilor. Au fost meserii care au dispărut cu totul. E foarte greu să mai povestești cuiva că a existat pălărier sau că ai mai găsit așa ceva în zilele noastre, de exemplu. Nu. Și atunci cred că trebuie să ne adaptăm sau să păstrăm măcar esența
cumva a lumii satului, să o evocăm măcar. Vedem ce putem, ce poate rămâne fără ea. Vorbea cineva, cred că la vernisajul expoziției de ieri, despre valoarea pieselor expuse. Dați-mi voie să nu fiu deloc modest dacă spun că aceasta este o expoziție extrem de valoroasă, pur și simplu. Mi-e teamă că nu cumva peste timp să ajungem și să vedem expoziții asemănătoare la muzee internaționale și să vedem expoziții cu piesele noastre, plătim să vedem expoziții cu piesele noastre, pentru că nu știm cât de bogați suntem în momentul de față, nu conștientizăm ce bogăție, ce avere avem. Prin acest statul românesc e un miracol până la urmă și statul român până la urmă. Și atunci cred că lucrurile astea trebuie explicate pe de-a întregul în profunzimea lor generației tinere, că tot vorbim despre educație, cumva poate și performate, rol pe care îl mai au școlile de artă, poate în viitor și de cele de arte și meserii. Și atunci ușor, ușor începem să recâștigăm cumva terenul pierdut. Da, apropo de rolul muzeelor, de rolul acestor exponate, cred că trebuie făcut mai mult pentru că acest tezaur, în afara celui care este deja piesă de muzeu și este cumva protejat, deci întreținut și pe care nu o să-l găsim în expoziții de afară, pe acele exponate, eventual altele care pleacă. Nu, dar celelalte se scurg, da, prin târguri aici, de... Aici se e problema, se pierd aceste valori și în același timp ele nu mai pot fi găsite. Deocamdată s-a mai putut găsi în case vechi, în lada de zestre a bunicei, și tot așa s-au mai găsit aceste, dar dispar încet, încet, aceste piese nu vor mai exista. Pentru că ori se valorifică și pleacă afară, cum spuneați mai devreme, ori e varianta cealaltă, se degradează într-o asemenea stare încât nu mai pot fi, deci nu mai pot fi utilizate ca și exponate, pentru că deja nu se mai pune problema ca ele să poată fi îmbrăcate sau ceva, pentru că ar însemna o deteriorare. Ori, în aceste condiții, ce se poate face, ce ar putea să fie, pentru că avem manifestări, una dintre ele se întâmplă chiar la sfârșitul acestei săptămâni, această idee cu IA care a devenit din nou, acum s-a întins pe același calapod, Ardealul, Moldova și Țara Românească până la Târgu Jiu, la Hobița, de fapt, dar mi se pare mai degrabă o manifestare care nu ține de profunzime, e mai mult festivistă, e adresată cumva mai mult tinerilor, deci avem ceva ce vedem, este mai mult comercială, să spunem așa, dă foarte mult comercial în ea față de cum a fost și este o asemenea expoziție pe care ați făcut-o și este momentul de față vizitabilă la Muzeul Județean. Da, pentru că, spre exemplu, un tânăr, un absolvent de liceu are foarte proaspăt în memorie literatura și experiența lui Apostol Bologa în primul război mondial. De ce luptăm unii împotriva celorlalți? Cum folclorul a putut să spună tună în condeiul neamțului să nu poată altul scrie luați feciori în cătănie? Da? Cum anume îndemnate de asociația Astra și de alte asociații culturale, femeile din zona Transilvaniei, dar și din Moldova, pentru că nu aveau voie să aibă tricolorul afișat, au reușit să strecoare culorile tricolorului sub formă, sub diferite tipuri de al pomului vieții sau alte motive decorative în costumul popular. Deci astea reprezintă efectiv istoria. Vezi o istorie cu sută și țesută. Și atunci se pune problema în momentul de față dacă în prezent istoria nu cumva devine mai mult, din păcate, virtuală. Se scrie mai puțin, se lucrează mai puțin, în schimb textele care apar în mediul virtual, și chiar dacă sunt scrise bine, din păcate foarte ușor se și pierd. Același lucru se întâmplă și din punct de vedere al artei populare. Nu cred că trebuie să rămână doar în apanajul școlilor populare de artă.
și a meșteșugarilor. Cu siguranță. Este prea puțin. Cu siguranță avem instituții culturale care trebuie să facă chiar mai mult decât facă la acest moment. Și aici intră de la școlile populare, muzee și toate celelalte, inclusiv cum e un ansamblu ca Doina Gorjului sau ceva categoric de acest gen. Pe de altă parte, eu tot descoperi și vorbeam de perioada interbelică mai devreme. A existat un ordin de ministru la momentul acela să se creeze acele muzee ale satelor în fiecare școală, în fiecare localitate, în fiecare sat din județul Gorj, s-au făcut niște colecții muzeale. S-a mai încercat asemenea în anii 80. Autoritățile comuniste, atât de blamate, uh-huh, au făcut același lucru. Și așa s-au salvat unele lucruri foarte valoroase. De ce nu s-ar încerca, și iată, suntem în anul centenar, poate un proiect de acest gen, sau în anii următori, un proiect de acest gen încă ar mai avea o soluție, să facem un colț muzeal, bine, cu în condițiile actuale, modern, nu neapărat cum se făceau acum 40-50 de ani, dar să salvăm anumite lucruri, să salvăm costumele populare, să salvăm tradiții și obiceiuri care, iată, că noi avem generațiile acum de tineri, sunt din păcate, nu mai sunt între granițele țării, avem milioane de români plecați afară la muncă. Deci ei s-au rupt de tot de lumea satului pentru că nu locuiesc aici. Iar acolo sunt alte tradiții și obiceiuri, presupunând că ajung la ele, pentru că de regulă se întâmplă alte lucruri. Știi ce se întâmplă? Din păcate, etnografia sau etnologii nu pot face suficient și nu pot face nici istoricii și nici profesorii. Școala sociologică românească a avut o sincopă masivă. Este foarte greu în lipsa unei școli sociologice clare care să realizeze niște paralelisme sau să vadă din modelele pe care le-au avut ceilalți, ce au pățit francezii în anii 50, spre exemplu, sau mai târziu, să vezi la ce te poți aștepta. În momentul de față nu ne putem hazarda în a realiza predicții, dar din păcate ceea ce observi prin observație, o metodă sociologică, clar, prin simplă observație poți vedea că lumea satului în primul rând suferă, după cum a suferit după 44 mai târziu, dar suferă și prin acest fenomen al depopulării pe care îl amintiți, mai pregnant decât lumea urbană. Cu siguranță este așa, cu siguranță ar fi și alte lucruri de discutat pe seama acestei expoziții. Nu-mi rămâne decât să vă invităm, de fapt, pentru că avem reprezentantul Muzeului Județean, să mergeți să vedeți această expoziție. Nu rămâne la Târgu Jiu decât o perioadă scurtă, o lună. Încercăm, poate, în funcție de numărul vizitatorilor, să prelungim perioada de expunere. Și e bine să o vedeți, e o întoarcere, e o lecție de istorie practic așa făcută vizual și palpabil de fapt pentru că vedeți acele costume. Mulțumim pentru prezența dumneavoastră la această emisiune. Și eu vă mulțumesc pentru invitație și sper ca și alte dăți să revenim având în atenție lumea satului. Cu siguranță vom mai discuta despre aceste subiecte. Dragi telespectatori, a fost emisiunea Educația. L-am avut cu noi pe domnul Albinel Firescu, șef de secție în cadrul Muzeului Județean Gorj. Mulțumim pentru atenție. La revedere!